Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. În această zi mi-am propus să discutăm despre sistemul de sănătate din Republica Moldova, care, după părerea mea, se află în impas și ar fi trebuit de realizat niște acțiuni urgente pentru a schimba niște lucruri. Dar despre aceasta vorbesc din luna martie, în diferite emisiuni, și mi-aș fi dorit ca mai multe lucruri să se întâmple, nu doar înainte de campanii electorale, dar și pe parcursul a tuturor anilor în care avem deja ales un parlament sau un guvern. Invitații din această seară sunt Veceslav Popa, șef secției chirurgie septică, Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți și v-ați găsit timp să veniți. Vă mulțumesc de invitație! Pentru că întotdeauna într-o discuție se găsește adevărul. Ion Artenii, director adjunct, Spitalul Clinic Municipal numărul 1. Bună seara și bună seara. Bine ați venit la noi în plătul. Mulțumesc! Plăcere. Și Dinar Cojocaru, consilier PSRM în Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți. Așa, de la început vreau să vă întreb, pentru că se discută foarte tare în ultimele 6 luni despre lipsa cadrelor din domeniul medical, despre calitate, despre transparența sistemului medical și despre multe alte lucruri. Să începem de la dumneavoastră, domnul Popa. Ce se întâmplă la capitolul asigurarea tuturor funcțiilor pe care le aveți în spital și unde șchiopătați, unde sunteți la nivel? Vă mulțumesc de întrebare. Sigur că problema creată la moment impune o discuție largă și vastă, fiindcă noi la moment în spital nu avem deficit de lucrători medicali, să spunem așa în linii generale, fiindcă acoperirea cu doctori e practic din 110 posturi vacante, sunt ocupate 103, uh-huh. La asistenți medicali din 170 avem un deficit de 35-40 și cam tot așa avem și la infermiere. Dar, în rest, vreau să vă spun că datorită managementului corect și administrației spitalului, noi ne străduim să păstrăm cadrele medicale. Pe care le aveți, le școliți, le avem. Da, sigur, probabil mai avem. Organizați niște seminare, training, nu-i pierdeți, nu pleacă. La dumneavoastră ultimul timp nu a fost... Noi avem un flux foarte mic de medici care au plecat, dar vreau să menționez că nu au plecat la alte spitale în municipiu sau în țară, dar au plecat în țările Uniunii Europene. Avem colegi de-a noștri care activează acum la moment în Franța, Italia, doi colegi în București. Uh-huh. Cam la... Au plecat cu traiul definitiv sau au plecat, plecat ca să... Au plecat definitiv. Împreună cu familia au plecat, da. Da. Am înțeles. Ați vorbit despre deficit de asistente medicale și infermieri. Câte persoane lipsesc? Aproximativ 35-40%. Ce faceți în acest caz? Cum ieșiți din situație și care e motivul? Ce se întâmplă? Ne străduim să suplinim cu posturile, cu personalul care este prezent. Ce se întâmplă când nu vin? Poftiți? De ce nu vin? Salariu mic? Așa cum se vorbește că... Să vorbim că salariul mic, eu nu știu, că la noi pe spital, de exemplu, salariul mediu a unui medic este în jur de 8.500 de lei. Uh-huh. Iar salariul la un asistent medical este 5.500-6.000 de lei. Uh-huh. Acest an eu n-aș spune că este un salariu mic, este un salariu decent pentru condițiile de actuale și probabil lipsesc persoanele în țară. Totuși plecarea aceasta așa a făcut sigur un defavor da. Pentru unele din profesii, da? Da. Așa, domnul Artenii, la dumneavoastră, în Spitalul Clinic Municipal, care este situația, câți medici nu vă ajung sau dacă îi aveți, cum reușiți să-i susțineți? Eu mă bucur foarte mult de cele spuse de coleg. În cadrul Spitalului Sfântul Arhanghel Mihail este așa situație bună, dar cu părere de rău, situația aceasta nu este în toate instituțiile din municipiul Chișinău și din țară. Din țară, pot mai lucrurile stau cu totul, eu aș spune, destul de prost la compartimentul dat și ține de asigurarea cu cadre medicale. Eu aș vorbi atât de instituția noastră cât și de alte instituții, dar fiind faptul că am activat în cadrul Direcției Sănătății și cunosc practic toate instituțiile municipale și multe chiar și din Republică. Deci situația la capitolul cu cadrele medicale, deci de pe an pe an se registrează o situație tot mai dezastruoasă, altfel eu nu o pot numi, din considerentele că mai ales ultimii ani se registrează un flux
foarte mare de plecare a cadrelor medicale. Nu vorbesc de medici, vorbesc atât de medici cât și de asistenții medicali. De aceea sunt unele profiluri, da, unde colaboratorii medicali practic nu se angajează, iar din cei care sunt și aceia unii din ei deja pleacă, dar fiind faptul că sunt anumite condiții, aș spune precare, existent în cadrul tuturor instituțiilor medicale și aceasta se datorează situației economico-financiare sau economice care este în țară. Și politice. Și politice până la urmă, da. Deci situația existentă îi impune pe medici până la urmă, eu vorbesc de personalul medical, să aleagă probabil o altă destinație, mă refer altă țară, alte locuri de muncă, cu totul probabil în alt mod achitate, ceea ce pe dânsii îi satisface. Dacă vorbim însă de instituția noastră, într-adevăr ne confruntăm cu o problemă, eu nici nu aș spune problemă, cu o criză care este comună pentru toate instituțiile, ce ține în special de asistentele medicale. În unele subdiviziuni, problema aceasta există la 50%, chiar și 45%. La altele 75%. Mai bine eu mă îndoiesc lucrurile astea că pot fi. Datele astea sunt confirmate. Eu n-aș fi vrut ca noi, știți, să ne ascundem după că la noi tare bine, că la noi bine, că la noi tot avem și așa mai departe. Deci lucrurile trebuie să spunem așa cum sunt. Fiindcă ceea ce pacientul spune din teritoriu, da, că stau în rânduri enorme, da, la medicul de familie, că într-adevăr nu pot ajunge la un specialist. Din ce cauză? Din cauza că nu sunt acei specialiști. Acei medici de familie, la moment, practic, sunt într-un număr redus. Hai să vorbim ce se face în Republică, la ziua de astăzi. Deci, putem spune, în unele raioane, situația e destul de critică. Eu chiar aș veni cu câteva cifre. Da, vă rog frumos. M-aș referi la unele studii efectuate de colaboratorii universității de stat din 2015, ce era la acel moment, când aș spune așa, un normativul la 10.000 de populație ar fi 6 medici de familie. Sau 1.500 revine la un medic de familie. Ce se întâmplă la noi în țară? Deci la momentul respectiv undeva erau 4, în 2015 4.38 medici reveneau în mediu pe țară, reveneau la 10.000. Dacă facem o comparație cu Uniunea Europeană, acolo sunt 7.9. Deci este cu totul mai bine. Altceva. Pe parcursul ultimii 3 ani situația a regresat în sensul negativ. De aceea cred că la momentul de față, mă gândesc, poate fi undeva 4 și ceva mediu. Asta ar însemna că unele raioane sunt mai bine asigurate cu cadre, altele mult mai prost. După unele date, chiar unele raioane sunt până la 2.5, 3 la 10.000. De practic, locuitori. Asta ar fi că o localitate este asigurată, două nu. Una este asigurată, două nu. Clar că aici apare nesatisfacția pacientului. Calitatea foarte redusă, proastă, dacă aș putea chiar așa să spun la direct, a serviciilor medicale prestate, fiindcă acel medic, care el trebuie să mai deservească încă două, trei sectoare, da, el deja nu mai este capabil. Că el nu este capabil, este epuizat. Și clar că pacienții vin în mod de urgență, nu mai are timp pentru a asigura și alte activități și toate acestea se reflectă negativ asupra populației. Iar populația la ziua de astăzi deja poate să ceară calitate, deja au mers și peste hotare, știu că medicina trebuie să fie puțin altfel și atât noi nu le putem oferi aceste posibilități. Și eu, aici este vorba numai de compartimentul cadre. Dar dacă ne mai oprim și la alte probleme de dotare, atunci avem nevoie încă vreo două emisiuni ca să ajungem și să apar spunem. Problemele astea care ele ne înconjoară pe noi și desigur problemele într-adevăr. Da, dar nu este cerc vicios. Să înțeleg că putem să ieșim din toată asta. Sigur, sigur. Că nu e situația până într-atât de gravă ca noi să putem să spunem că gata, am coborât, am dat mâinile în jos. Sunt soluții și ar trebui să fie de ce nu se întâmplă aceste acțiuni. Sigur, eu numai câteva momente aș menționa aici. Soluții sunt, dar din ceea ce eu cunosc și ceea ce eu am auzit, da, și văzut că urmăresc parcă toată informația ce se întâmplă în jurul nostru, în special Ministerul Sănătății, da? Lucrurile acestea n-au fost discutate mai pe larg pentru a avea un plan strategic concret, cum noi putem depăși situația, ce se întâmplă și cum noi putem hotărâ problemele acestea. Deci s-a mers așa pe linie și nu s-a deci nu pot să spun întocmai că s-a mers pe linie. Au fost mai multe încercări pe parcursul ultimilor 10 ani pentru a încuraja tinerii specialiști. Li s-a acordat acei 30 sau 45 de mii de lei pentru 30 pentru tinerii specialiști. Dar știți, lucrurile astea, în viziunea mea,
asta este cu 25 de ani trebuia de făcut lucrul ăsta, nu acum, deja e depășit. Și orice tânăr specialist, dacă ai discutat cu acel specialist, el ar spune, deja acei 30.000 pentru dânsul nu este o facilitate, nici nu le interesează. Ca să meargă în condițiile unui sat, cătun, undeva departe, unde nu este apă, nu este acele condiții normale, acele drumuri care el dar să meargă acolo. Dar nici echipament, medical. Absolut. Nu și atât pe dânsul nu îl încurajează și nici nu ar vrea. Unica posibilitate care ei ar mai accepta-o ar fi, să zicem așa, orașele, câteva municipii din Republică, unde ei poate ar mai dar accepta. Dar e imposibil toți să se dar orienteze toți aici este imposibil. De aceea noi ne confruntăm, eu spun, cu o situație de criză ce ține cadrele medicale, inclusiv asistenți medicale și medici, în special unele profiluri. Da, dacă vorbim obstetrică și ginecologie, momentele astea poate nu sunt așa. Dacă vorbim de medicii de familie, medicii interniști, neuropatologi și așa mai departe. Da, deci, eu am să vă întreb un pic mai târziu despre medicina de familie, pentru că într-un reportaj pe care eu aș vrea să-l repet după ce a fost pus pe post câteva luni în urmă, un domn spune despre medicii de familie și am să vă întreb, ne-a adus nouă aceasta un beneficiu, schimbarea aceasta, sau din potrivă am ajuns iarăși într-o stare când trebuie aici făcute niște remanieri. Domnul Dinar Cojucaru, dumneavoastră cum considerați în calitate de consilier municipiul Chișinău la acest capitol, cum și-a afirmat domnul Arteni, și în țară este o problemă, stă mai prost din cauza corupției și din cauza acestor jocuri care au fost atât în direcția medicală organizate și niște sau la mijloc aici putem deci, lua niște aspecte alte. Trebuie să menționăm întâi și întâi că medicina nu este pur și simplu un serviciu cu venit pacientul și îl doare capul și se dă pentru asta o pastilă. Medicina este un mecanism integru în care sunt implicate atât persoane cu studii în domeniu, cât și persoane care nu au studii în domeniu, însă fără ele, activitatea unui medic, unei instituții medicale este practic imposibilă. După cum și s-a menționat că este un deficit, nimeni nu știu de ce nici la minister, nici în municipalitate, niciodată nu a tras atenția că nu se ajung infirmiere. Încercați dumneavoastră, secții de reanimare, secții, un bloc operator, să lucreze fără o infirmieră. Asta e catastrofă, asta e infecție, asta e un dizmeț. Totodată, instituția mai are nevoie și de alte cadre, doar este o instituție care are apă, lumină, trebuie de servită la timp. Dar de ce din mărânțușurile dați să faci confortul medicului? Când spune cineva că pleacă medicul undeva, medicul de multe ori nu pleacă din cauza la salariu. Dar din cauza că nu este personal auxiliar și el duce pacientul ce el. El îndeplinește mai multe funcții? El îndeplinește funcții neremunerate, dar până în final sunt niște funcții care, spunem așa, ulterior să negativ apar asupra sănătății lui. De exemplu, dacă într-o instituție medicală, eu spun propria experiență, când nu sunt aceiași hamali, au venit un ajutor umanitar sau la asistenta superioară s-au adus acolo volume mari de soluții perfuzabile și tu trebuie să le duci. Dar după ce ai făcut lucrul dat, tu trebuie să duci să faci lucrul tău de bază. Cam, nu știu, unicalitate aici. Una la mână. Doi, noi trebuie să divizăm anumite servicii. Dacă noi am să vorbim despre o instituție, cum și-a spus domnul vicedirector, că nu sunt deficit de cadre la dumnealor în instituții, sunt o instituție care mai mult lucrează planificat. Dacă vorbim despre un CMF, Centrul Medicilor de Familie, unde vin pacienți, să spunem, când el consideră, nu când consideră că este patologie, dar când el consideră că este oportun pentru el, acolo deja e deficit. Acolo nu pot să vorbim de calitate. Eu, ca medic care am activat în Centrul Medicilor de Familie, eu pot să vă spun că dacă tu deservești 40 ceva de pacienți, 52 de pacienți, asta nu este calitate. Va mai mult, tu pierzi din asta. Toate nuanțele care au ajuns la moment. Și vreau să vă spun că în municipalitate și de fiecare dată am accentuat, noi suntem încă într-o situație bună. De dacă cei de la periferie la moment suplinesc locurile goale a medicilor care pleacă la moment din instituțiile municipale și republicane peste hotare. Noi ne spunem că e bun. Nu este bun. Uitați-vă ce se face la periferie. Când nu există un cardiolog elementar, un terapeut, vine, hai să spunem,
Un panarit nu are un chirurg cine se deschide și vine cu o patologie minoră. Dar noi vorbim despre medicină asigurat. Dar cine e sigur lui ulterior cheltuielile care el le face la drum? Și indiscutabil, noi dumneavoastră spuneți despre confortul pacientului, despre o interogare ulterioară. Spuneți-ne care e confortul pacientului dacă pe dânsul el s-a eliberat, de exemplu, de la Căușeni la orele 3, a ajuns la Chișinău la orele 5. La orele 5 medicul nu îl primește. Da, eu vorbeam despre o experiență a unor moldoveni în Londra, ca să înțeleagă și telespectatorii noștri, și doamna mi povestea că atunci după ce pleacă din cabinetul medicului, ajungând acasă, este telefonată și întrebată cum i s-a părut, ce a avut negativ, impresii pozitive, negative. Asta era discuția cu dumneavoastră până se începe emisiunea. Deci confortul pacientului contează, dar la noi uneori ajungi că nici să nu te întrebe cum te cheamă. Este și minusul dat, dar minusul dat apare numai din momentul în care același medic, același personal medical auxiliar nu este în instituție. Bine, când asta instituția, este iată, am să revin la domnul Popa. Dacă îmi permiteți să-mi copii. Asta este un cerc vicios. Atunci când un medic, ca dumnealui spunea că au plecat medicii în Italia, ei nu au plecat, ei au fugit, ei au emigrat. Spuneți-ne, în contextul atâtei, să nu politizăm pur și simplu discursul, în contextul atâtei modificările care se fac la moment, cum un medic care a învățat 10 ani de zile și el își mai face, el în medie învață 10-12, dar ulterior tu cel puțin odată pe an trebuie să faci 2-3 săptămâni de perfecționări care tu te îndepărtezi la serviciu. Asta din mare majoritate este din cont propriu. Unii este siguranța acestui medic, el ulterior va avea de lucru. În contextul atâtei se întâmplă, când la noi devine... spunem ministrul unul care n-are nimic cu medicină. Asta vom vorbi la spre finele emisiunii, ce s-a întâmplat astăzi la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale. Vreau să vă întreb, domnul Popa, în momentul în care ați văzut acest deficit de infirmieri și asistente medicale, cum ați reacționat? Ce ați făcut? Ați cerut, pentru că se spune în alte părți, așa trec istoric și într-un an și în al doilea, ați cerut la minister să se facă niște studii, niște... Se fac solicitări atât față de conducerea Ministerului Sănătății, cât și față de conducerea Departamentului Sănătății. Și ce răspuns ați primit? Și pe rețelele de socializare inclusiv, adică anunțuri că căutăm asistență medicală. Deci dar răspunsul... ca să realizeze și să întreprindă ceva concret, rămânem doar la atestări, doar că vedem ce s-a întâmplat că, și mai mult... Eu vreau să spun că anul acesta noi am angajat asistente medicale și am angajat în jur de 10-15 asistente medicale, până la moment. Asistente cu experiență care au fost eliberate sau s-au eliberat din diverse motive, din alte părți. Din alte părți. Da, înțeleg și eu că la dumneavoastră este o situație foarte reușită așa în spital și totuși ea se datorează faptului că aveți un management eficient sau... Avem o administrație corectă a instituției în frunte cu domnul director, fiindcă asta trebuie menționat, că lucrurile merg bine acolo unde merg și el trebuie condus așa pe calea... Este o istorie a instituției, este o statalitate a instituției și atunci când lucrul merge corect, nu se bulversează, atunci imaginea instituției se... Și dacă noi vorbim despre sistemul nostru în întregime de sănătate și vă separăm așa că el este în impas și într-o criză groaznică, atunci pot să spun despre faptul că miniștrii și tot sistemul la noi a fost defect. Eu nu ar vrea să ne separați, pentru că noi suntem un întreg. Nu, că în cazul acesta sunteți un exemplu pozitiv. Suntem un întreg cu toți colegii noștri de la toate instituțiile, atât municipale cât și republicane și... Eu citind și pe rețelele de socializare și întrebând colegii mei jurnaliști, am înțeles că și după Universitatea de Medicină, la noi tinerii pleacă fără ca să mai încerce să caute la noi, pleacă la burse peste hotare, pleacă chiar și fiind în anii 2, 3, 4, 5 sau în rezidentura, cum se numește, își găsesc în România locuri. Deci avem și deja la treapta aceasta instituționalizării la Universitatea de Medicină. Mai mult atât avem. Da. Eu chiar am făcut recent. Asta deja devine tot tragic, pentru că ei nu le place nici aici să-și continue studiile. Anul trecut, deoarece nu pot să dau cifra pe anul acesta, că rezidențiatul acum încă merge, trebuie să meargă în matriculare, deci e cifra așa, eu o am, dar să spunem, nu ne putem baza pe. Anul trecut, din 417 rezidenți care au finisat studiile, rezidențiatul au finisat, au dat actele pentru a intrat la rezidentură, 142 și-au retras actele din diferite motive. 90% din ei sunt acele persoane care au plecat din țară.
Dar vreau să spun că problema este mai gravă. Dacă anii precedenți plecau studenții după rezidențiat, ulterior au început a pleca după universitate, păi anul acesta noi avem un număr impunător de studenți care au depus actele în anul întâi la Universitatea de Medicină, între timp au plecat și le-au mai depus undeva peste hotare. Uh-huh. Dați seama, acestea care au depus, mare majoritate sunt acei studenți bugetari. Noi ne vom trezi peste o lună jumate, două, deoarece cam atunci începem matricularea în alte state. Noi ne vom trezi că locurile bugetare sunt goale. Noi ne putem întâlni și cu așa, deja o problemă. Locurile sunt confirmate, da. Da, deja, aveți informații. Așa, nu prea oficială, dar deja lucrurile, într-adevăr, sunt așa că ne întâlnim la careva facultăți, problema asta este deja în dificil. Și noi care ne consideram o instituție medicală de elită. Da, instituția este de elită. Problema deci că este tânărul specialist ulterior nu are oportunități. Tânărul specialist, dumneavoastră ați spus că nu are un locuie. Indiscutabil. Bine, eu nu pun problemă. Eu pun ca tânăr specialist. Nu, bine, hai, eu nu mă consider deja tânăr specialist, dar oricum. Nu pun problema unii să locuiesc. Deoarece în perioada cât un student, un rezident își face studiile, 90% deja locuiește undeva, s-a descurcat. Dar pun întrebarea că ulterior e că are un copil 2, în cazul meu am 3, salariul de 3.000 de lei, 5.000 de lei, el nici că acum nu te motivează, deoarece el nu-ți ajunge nici pentru întreținerea și serviciile comunale. Când domnul vicedirector spunea că se dădeau 30.000 de lei, dar ce nimeni nu pune accentul? Cum se dădeau? 30.000 de lei ți le dădeau timp de 3 ani de zile. Exact, nu era o sumă unică pe care o primeai. El nu poate să-și procure să iei integral 30.000 și duc și să iei un necesar, eu știu, copilul este, trebuie mașină de spălat la țară, poate noi. Ați vrut ceva să spuneți? La momentul acesta, da. Am onoarea să particip la instruirea medicilor de familie în cadrul clinicii noastre de boli interne. De aceea lucrurile astea le cunosc nemijlocit de la însuși rezidenții medicilor de familie. Uh-huh. Ceea ce se întâmplă. Deci, după ce se finisează universitatea, ei participă sau merg la concurs în cadrul universității la rezidențiat. E clar că o parte din ei din start abandonează, merg în alte țări. Din ce motiv? Care este? Și vreau să aduc niște date concrete de ce ei abandonează lucrul ăsta. Salariu. Deci, Ministerul Sănătății, împreună cu Universitatea, s-au gândit foarte logic, trebuie de încurajat. Și atât, ultimii ani, într-adevăr, printr-un ordin a Ministerul Sănătății, deci hotărârii de guvern, lucrurile astea le-au hotărât că până acum rezidenții primeau numai bursă, uh-huh. Acum ei primesc o bursă de 900 de lei și salariu în cadrul instituției medicale, uh-huh. Unde sunt repartizați. Acel salariu constituie circa 2100 de lei. Și dacă adunăm și sau suma de la bursei face 2.900, 3.000 de lei. Hey. Curat ar primi vreo 2.400. Și atât, acei rezidenți care ei deja au o vârstă, uh-huh. Să zicem așa, peste 25, o parte din ei sunt căsătoriți, o mare parte sunt doamne, domnișoare, dar în cadrul universității, se căsătoresc, au copii. Și atât mă pomenesc în discuție cu ei. Familie este, ei amândoi sunt medici, primesc în total 5.000 de lei și au și copil, unii chiar și doi copii. Și eu îmi pun întrebarea, cum ei rezistă, cum există? E clar că cu 5.000 de lei se plătește același, că nu au un loc de trai, se plătește aceea gazdă, să trăiești, să întreții copilul și să mai fii la nivelul cerințelor de astăzi. Nu că este imposibil, este lucru nereal, pur și simplu. Și ei din start, deja lucrurile astea le cunosc și pleacă după 6 ani de universitate, găsesc toate posibilitățile. Care este la ziua de astăzi în România bursa la rezidențiat? Circa 2.000 de euro. 2.000, am auzit, e undeva vreo 700. De euro, dar 700 de euro n-am nici eu cu 35 de ani stagiu de muncă, nici să visez numai. Iată, deci asta este situația. Și cei care acolo nu reușesc și rămân în cadrul țării noastre, după ce finisează cursurile de rezidențiat, în total spre 10-11 ani de studii, uh-huh. Ei pleacă peste hotare. Puțin ce rămân. Deci universitatea pregătește, parcă ar părea un număr suficient de cadre, cadrele respective nu nimeresc la locul
de muncă care este necesar în cadrul țării. Pentru aceasta nu este niciun mecanism sau mecanismul era inutil. Astăzi eu pot vorbesc deja în iulie, dacă nu mă greșesc, deja este o lege unde lucrurile astea sunt prevăzute și îl obligă pe medicul care a fost instruit din contul statului, da, buget, ca el să activeze 3 ani obligatoriu. Da, e asta, ceva. Asta este bine, schimbă da. Un pic lucrurile. Dar n-aș spune că aceasta ar definitiva situația, fiindcă deja asta trebuia de făcut mult, mai înainte, mult mai înainte. Deja da. Și aceasta îmi pare că este târziu. Și nu știu dacă foarte prin asta... Foarte straniu, da, stimați invitați, dar la noi lucrurile nu știu de ce se fac după ce trec mulți ani și niște acțiuni care ar fi trebuit făcute 15 ani în urmă, de-abia acum au început să le facă. Deci eu aș pune problema, nu trebuie impus, nu trebuie prins și pus, uite, trebuie de mers să lucrezi acolo, că te impunem noi. Lucrurile trebuie să fie atractive. De ce anoștri se duc în România? Nimeni nu îi cheamă acolo. Ei singuri se duc, fiindcă este un salariu, sunt niște condiții, sunt niște o infrastructură. Ei, nu chiar, până nu la chiar atât de bine, nu, am atât văzut de bine. La televizor da. Că au și ei mari probleme au în România. Au mari probleme, cel puțin este nu un regres, dar este un progres da. În privința aceasta. Vreau să privim un material despre care vă povesteam la începutul emisiunii și după aceea să discutăm dacă nu și medicii poartă o mică vină din cauza că s-a ajuns în această situație. Vă rog frumos! Echipa noastră de filmare astăzi cu greu a găsit în câteva policlinici medici care au dorit să ne vorbească. Circulă, din păcate, o legendă, precum că medicii sunt cei mai solidari și mai netrădători unii față de alții specialiști. Cum că niciun medic nu o să-l vorbească de rău pe alt medic. Falsă percepție, falsă filozofie. Și asta trebuie să o înțeleagă în primul rând ei, medicii. Pentru că vorba vine, o oaie strică toată turma. Cineva se poate supăra pe această comparație. Dar dacă, domnilor și stimaților noștri medici, n-o să fugăriți din rândurile voastre pe colegii care vă compromit, chiar că din tagma socială de elită riscați să vă transformați în turmă. Și încă un gând. Pacientul vine la dumneavoastră, domnule doctor, nu în ospeție. El vine pentru că e nevoit să vină. Respectiv, dumneavoastră trebuie să tratați, nu ca pe un oaspete, dar ca pe un membru al familiei dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, cum este sistemul medical de la noi din țară? Eu socot că ceva... Unele momente sunt mai bune decât cum au fost anterior. Unele momente sunt cu rezervă. Greu de spus. După cum am început, sunt rezerve, trebuie de recunoscut. Dar totodată pare să mă mie că o întâmplare poate așa, care s-a întâmplat, nu s-a dus pacienta acolo singur, fără să anunț pe nimeni acolo, a intrat în vicionul și s-a întâmplat ceva și să fac atâta ajotaj, atâta... Probabil că prea fuga asta după senzații, după aruncam mai mult pietre în sistem, să vorbim așa, de sănătate. Sistemul de sănătate în țara noastră este, așa cum îl știți, cred că și dumneavoastră, aș spune la un nivel destul de bun față de ce era acum 15-20 de ani în urmă. Sigur că ar fi de dorit să fie lucrurile să evolueze cu un tempo mai rapid decât evoluează la momentul de față. Sistemul de sănătate în Republica Moldova în ultimii ani a suferit schimbări. Cândva era sistemul de sănătate după sistemul sovietic, sistemul, mi se pare, Semașco, acum s-a trecut la medicina de familie. Ce ar trebui să se schimbe, să se îmbunătățească în sistemul nostru medical? O conlucrare între medic și pacientul mai aproape. Practic, pentru noi de acum că suntem la o vârstă, mă satisfac toate lucrurile. Dar pentru tinerii specialiști care vor să activeze, cred că vor salarii cu mult mai mari. Spuneți-ne, vă rog, o frază din jurământul Hipocrates. După cât îmi aduc aminte, una din fraze este: atât cât mă ajunge forța și rațiunea să fac prescripțiile mele numai în folosul pacientului și fără o daună oarecare a lui. Esența jurământului hipocratic constă într acela că medicul jură că să acorde asistență medicală indiferent în ce condiții se află, în instituții sau în alte, să acorde la toți cetățenii asistență medicală,
indiferent de cetățenie, să spunem acum, de rasă, de convingere religioasă și așa mai departe. Medice curate ipsum. Este o expresie latină care se traduce prin doctore, vindecă-te pe tine însuți. Parcă pentru zilele noastre e scrisă maxima. Să nu se supere doctorii noștri, dar mulți dintre ei trebuie vindecați. Vindecați de nepăsare, de lăcomie și de lipsă de responsabilitate. Sigur că nu toți. Majoritatea medicilor își cunosc bine meseria și aplică conștiincios cunoștințele pentru vindecarea bolnavilor. Pentru majoritatea din ei, jurământul lui Hipocrate, Biblie este lege scrisă și nescrisă. Îndemn sfânt și de neatins. Din păcate, sunt și rătăciți printre medicii noștri, care percep maladia doar ca izvor de îmbogățire și stoarcere de bani. Pentru dânsii e scrisă maxima. Da, am revenit în studio. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Artemi, de ce domnul a spus medic că pe timpuri în Uniunea Sovietică sistemul Simașco, și aici am discutat, era mai bun, acum trecând la alt sistem, ce s-a întâmplat că sunt atâtea nemulțumiri la medicul de familie? N-am fi vrut să plângem după trecut, fiindcă trecutul el trece în istorie, trebuie apreciat. Dar poate noi niciodată nu știm să învățăm lecțiile din trecut. Da, asta este foarte bine spus, că într-adevăr trebuie să învățăm din trecut, dar sistemul Semașcu, el nu poate fi adaptat la cerințele actuale, cu totul alt sistem, mă refer la economie și lucrurile astea nu pot fi luate și puse dintr-o parte în alta. Deci cu totul e altceva. Altă situație când deja noi adaptându-ne la situația din ziua de astăzi, și având multe exemple a țărilor care au mers pe calea aceasta respectivă. Iată, un exemplu foarte bun este aceeași Pribaltică, da? Care vin de nenumărate ori și nu noi sau specialiștii noștri se deplasează încolo și văd lucrurile cum evoluează, care evoluează destul de bine și atât poftim. Sistemul numai trebuie de luat, implementat, respectat. Unde am greșit noi? Și unde am greșit? E greu de spus unde am greșit, fiindcă probabil greu îmi vine să spun că am greșit. Lucrurile astea nu se respectă din start. Lucrurile astea nu se iau în considerație. Un medic de familie mi-a zis că eu m-am transformat în contabilă. Da, în scritoare. Eu toată ziua trebuie să scriu și să răspund la telefoane, să înregistrez. Corect. Iată aici, probabil o să ne batem puțin de la temă, dar este actuală că la ziua de astăzi un medic și o problemă a medicilor care tot îi pun în gardă și n-ar fi vrut ei să stea în condițiile statului sau Republicii Moldova, care este un volum extraordinar de mare de lucru, mai ales la medicul de familie, fiindcă el în loc să acorde un timp mai mult pacientului, toată ziua așa de se scrie. Aici apare problema sistemului farmațional. Deja toată lumea, lucrurile astea deja le fixează. Este acea cartelă de ambulator electronică. Da, pentru noi poate este de viitor ține lucrurile astea, fiindcă toate acestea costă mulți bani. Noi la ziua de astăzi nu le avem. Dar posibil este necesitatea de a schimba volumul sau încă o dată revedea volumul de lucru pentru un medic și în special medicul de familie. Dar făcând acest lucru, ne confruntăm cu alt problem. Noi nu avem pe cei medici de familie. Și atât orice pas deja care l-am face, parcă l-am face, știți, și ar fi inutil sau nu am avea succes. Deci, într-adevăr, volumul de lucru este destul de mare pentru nu numai medici de familie, pentru toți medicii și medicii chirurgi respectiv, care scriu foarte mult în loc mai mult să atrage atenția pacientului. Ce vrea pacientul? Vrea o atenție, vrea explicații. Iată, dacă mergi într-o instituție privată, acolo cu pacientul discută cel puțin vreo 30 de minute, o oră, dacă este nevoie și mai mult. Da, la policlinica numărul 1 e conveier. 10 minute și următorul. 10 minute și următorul. Fiindcă trebuie să faci față și eu anterior am spus că acel medic poate să servească 2-3 sectoare sau chiar un sector. Atrizabilitatea este foarte mare. Și atât el nu se descurcă, nu reușește. Și cum poți să spui? Face el calitate, pacientul este satisfăcut și atât toate relele sau toate problemele riese una din alta. Nu zic că este rău, nu zic că nu se poate ceva de făcut. Se poate, lucrurile astea pot fi depășite. Unii colegi care au vorbit, într-adevăr, au dreptate. Nu este sistemul nostru cel mai rău și dacă ne abordăm și problema aceasta, făcând o comparație cu ce se face în alte țări, într-adevăr, avem a noastră succese, sunt rezultate bune care sunt apreciate chiar și de mulți cetățeni altor state care vin și primesc asistență medicală. Iată dacă vorbim de stomatologie. Da. Aici aveți dreptate. Da. La noi, în Republica Moldova, este turism în medicină. Absolut. Medicină. Și toți concetățenii noștri la fel vin și se tratează o mare parte aici, cu excepția poate unor stări mult mai grave. Da, pentru că tratamentul de aici durează Dar și noi este un tratament totuși calitativ. La întrebare. Întrebarea de bază era sistemul Simașcu.
Nicătând la faptul că dumneavoastră spuneți că nu trebuie să ne întoarcem cu nostalgiile, nu știu mai ce, este un sistem care și actualmente este de un șir de state recunoscut că a fost unul din sisteme cel mai practic perfecte. Alta întrebare, că apare întrebarea banului. Dar eu totodată pot să răspund la întrebarea asta. Sistemul Semașcu, cum el este finanțat de stat. Dar oare națiunea, sănătatea națiunii are preț? Nu are. De ce noi atunci ajungem la compartimentul banilor? De ce când să iau niște mașini luxoase, de exemplu, pentru același guvern sau pentru armată, nu se socot bani atunci. Dar când noi vorbim de sănătatea națiunii, noi începem a căuta bani. Și iarăși ajung la compartiment când ne spuneți că la instituțiile private serviciul este bun. Păi stați o leacă. Noi suntem. Pacienții stau în rând la un medic 20 de pacienți, dar acolo stau 3 medici și servesc 5 pacienți. Indiscutabil că este confort. Aici stau la o sală de operații, stau în rând 5-6 echipe de medici și acolo stau 6 sale de operații și se operează numai în 5, cu una este de rezervă în caz de ceva. De ce trebuie să începem? Dar dacă dumneavoastră vreți să ajungeți la așa coeficiente, iarăși trebuie să fie dați bani finanțare instituțiilor. Dacă noi finanțăm instituțiile după compartiment politic sau după segmentul care să-l putem filma și să-l arătăm pe toată țara, și nu se duce o cameră să filmeze și aici se face, de exemplu, în ceadăr lungă unei instituții așa de mare să se ruinează, că nu vor să dea niște finanțare pentru dânși. Și atunci vine, știți cum vine? CNAM, o companie națională de asigurări. Dar eu recent am făcut un studiu. Cine finanțează orice instituție? Finanțează cel ce este CNAM, același CNAM, fondatorul și banii pe care îi face instituția. De ce noi trebuie să dăm vină atât timp pe același CNAM? Da, CNAM-ul nu-i perfect. Dar el achită din ceea ce faci. Da, vina noastră când s-a introdus CIM-ul, noi n-am negociat coeficientele cu ce bani trebuie să ne dea. E vina noastră. A medicilor, totalmente. Dar nimeni nu a făcut un grup de medici să faci. Dar totodată, ministerul, actualmente, el, cei care lucrează în ministerul, eu nici n-am văzut niciunul scăte cu o mașină simplă. Eu nu vreau să dau nume a câțiva secretari, că merg în fiecare dimineață și văd cu ce mașină el se duce. El la dânsul nu e problemă de finanțare. Ajungem și la situația că și la medici există discriminare. Sunt unii medici care toată viața locuiesc modest și au salarii modeste și unii care ajung, cum am avut noi o lună urmă, da, situația în CNA-ul când a descins și a găsit atâtea mii și bani în safiu și acasă. Până la urmă ajungem la ceea ce am vorbit în finalul reportajului, că medicul trebuie să se trateze singur, să înceapă de la sine și probabil să diferențiați cei care nu vă fac față și să îi scoateți la evidență și să vă tratați de la început aici, în interiorul profesiei. Da, aceasta este o problemă, să zicem, a noastră interioară, care, într-adevăr, problemele acestea există. Mă refer la ceea ce avem noi la ziua de astăzi și ceea ce avem. Într-adevăr, vorba aceea, nu este pădure fără uscătură. A fost, este și probabil va fi. Nimeresc persoane întâmplătoare în sistemul sănătății, dar dacă vorbim cu 20-30 de ani în urmă, acele persoane pe fondalul, un număr mare de medici, lucrurile astea nu erau observate și când toți fac bine sau merg într-un pas, acel care nu merge, el la un moment dat se aliniază și tot face lucruri bune. Dar când devin aceștia persoane care le numim noi mai deosebite, deci ei le place să activeze în alt mod sau le plac banii, să zicem așa. E clar că cu aceste persoane este posibilitate, nu zic de a lupta, dar de a lua decizii, nu este o problemă. Vreau să vă spun că la ziua de astăzi, în cadrul universității, nimeresc persoanele care am numit, nimeresc în sistem sănătății și ei până la urmă nu sunt persoanele care ar trebui să fac față, pot fi excluse sau ei singuri până la un moment dat înțeleg că nu este pentru dânsii, fiindcă nu este apreciat de pacient și el nu are niciun rost. Da, dar există o solidaritate între medici, așa cum spuneam eu, că niciodată un medic nu va vorbi de rău alt medic. Și este bine ca noi să nu vorbim unul de altul. Știți, lucrurile astea, când începe a vorbi, eu sunt bun, dumnealui e rău, știți, asta nu ne face față. Și atât, poate problema asta în societate există, fiindcă astăzi sistemul de învățământ, sistemul medicinii de sănătate, de ce decade? De atâta, fiindcă este ponegrit, mă scuzați, de orice cine, că e rău, că e așa, că e și medicii. Deci lucrurile astea nu se văd lucrurile frumoase, fiindcă, într-adevăr, dacă o persoană, la ziua de astăzi, a admis o eroare în cadrul sistemului sănătății,
se vorbește o săptămână de lucrul ăsta, se vorbește o săptămână, dar nu s-ar vorbi care se fac zeci de lucruri frumoase, frumoase, se fac niște lucruri extraordinare. Domnul Popa vrea să spună ceva și aici probabil aș spune că a avut un efect negativ și atunci scandalul cel mare care a fost la Centrul Mamei și Copilului și a generat un val de nemulțumire a societății care a fost expus direct venind, medici mi-au spus, venind în cabinetul medical, se spuneau că nu am încredere, tu ești corupt. Deci noi singuri pe noi până la urmă ne-am supus unor situații. O mică nuanță. Da, nu Popa. Noi medici ne-am pus. Eu vreau să facem o delimitare. Societatea, vorbesc că societatea după și mass media. Dar totodată medicii poartă o vină oricare. De ce? De ce când se fac, cum dumneavoastră spuneți, că da, într-adevăr, noi implementăm de multe ori lucruri care în Republica Moldova în domeniul sănătății nu erau. Dar ele nu se meditizează, însă chiar ministerul, chiar catedra, chiar instituția, nici nu-i cu ei interesat în treaba asta. O pus o fotografie, un anunț în instituție și cu asta s-a terminat. Mie mi-a plăcut când eu am fost la dumneavoastră, la spital numărul 1 și am filmat un reportaj despre alcoolismul în sarcină. Și cât de tare s-au bucurat că noi am venit și am filmat lecțiile pe care le organizați cu mămicile însărcinate și cât a fost de frumos după aceea când am organizat și aici o emisiune. Într-adevăr, noi tot purtăm o vină când scoatem în evidență lucrurile doar negative. Trebuie să vorbim și despre lucruri care, într-adevăr, 7 ani am înțeles că se organizează acest seminar pentru mămici, era destul de frumos și de bine, deja devenit o tradiție. Totodată o nuanță vreau să accentuez. Dar când se întâmplă cu un coleg de-a nostru calcă strâmb, se întâmplă doar, trebuie să recunoaștem, un grup de medici calcă strâmb, conform eu cum aș face, etic. Pur și simplu el trebuie eliberat din funcție și mai mult nu aibă dreptul. Dar nu știu de ce când calcă un coleg de-a nostru strâmb, se organizează comisii, sindicate, nu știu mai ce. De ce sindicate nu se organizează când se face un lucru bun? Nu se organizează. Dar când se face show-ul ăsta urât, ei atunci se organizează și din păcate, se face un show care pe noi ne denigrează tot imaginea noastră, dar un rezultat final noi nu vedem. Eu nu țin minte și nu numai de medicină. Un medic care să fie ulterior eliberat, ori el ulterior să nu mai aibă posibilitatea de a activa. Da, domnul Popa a vrut ceva să spună la capitolul acela și pe urmă vă întreb dacă peștele de la cap se strică sau nu. Eu am vrut să adaug că medicii pleacă într-adevăr pentru faptul că ei vreau să fac o medicină frumoasă, sănătoasă și curată. Departe de critici și departe de provocările care se creează la moment. Fiindcă uitați-vă, cum a fost menționat, în televiziune, în sursele de mass media, rețelele de socializare. Noi am ajuns cei mai criticați la moment. Da. Și îmi pare foarte rău, fiindcă în majoritatea sunt tot colegi de-a noștri care ne critică. Nu stau lucrurile atât de rău. Și nu suntem noi cei mai răi. Sunt mai răi ca noi, nu vreau să spun. Noi ne străduim să facem bine, dar societatea apreciază fiecare. Cum v-a afectat, și este ultima întrebare, da, cum v-a afectat numirea de astăzi a Ministrul Sănătății pe fiecare dintre dumneavoastră și dacă aceasta ne dă o posibilitate în plus să credem că nu se gândește la sistemul de medicină propriu-zis, dar se gândește lumea doar la politic? Domnul Arteni. Este o întrebare destul de provocatoare. Pe cât e de simplu, de atâta și, pe atâta e și complicată. Iată, peste hotare, în fruntea unui minister poate fi numit orice altă persoană, nu numai decât să fie specialist în domeniu. Da? Și iată, la noi în țară se a preluat această modalitate. Și poate este bine. Dar este bine acolo unde tot este bine pus la punct. În cadrul sistemului sănătății, la ziua de astăzi, e părerea mea, nu văd decât o persoană foarte bine pregătită din toate punctele de vedere și din punct de vedere economic, ca manager, să știe sistemul din la și până la. Astăzi nu pot un medic, sau la noi se întâmplă în situație dată, ieri medic și mâine este viceministru sau ministru. Deci lucrurile inutile și noi niciodată nu o să avem succes în așa situații. La ziua de astăzi trebuie să vedem un specialist care a trecut toate treptele acestea, cunoaște toate subtilitățile și la țară, și în oraș, și în policlinicile noastre, și în spital. Și atunci poți, într-adevăr, ceri ceva, face ceva. Cu ochii închiși noi nu putem merge și cred că o să mergem mai departe prin întuneric. Da, domnul Bolbat, un ministru care a fost în funcție 18 ani, recent am organizat un interviu, a zis că el nu înțelege de ce acum se schimbă miniștrii din 6 în 6 luni. De asta cred că tot nu înțelegeți. Nu, eu înțeleg.
Asta este, eu n-am ce pierde, colegii mei au funcție în alta, eu n-am așa o funcție că să mă tem și consider că libertatea de a te expune și atunci când se afectează nu numai pe tine, dar și pe colegii, e trebuie utilizată. Actualmente, dacă noi n-am iarăși nimic împotriva doamna Silvia Radu, chiar n-am nimic împotriva, dar totuși n-aș vrea ca de la un covor de flori care era cândva în piața centrală să mă trezesc cu un covor de sirinci sau numai rău de cadavre. Nu pot să înțeleg cum un om care nu e din domeniul sănătății poate să-l ajute pe un coleg de-a meu care are niște necesități profesionale. Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată. Dar înțeleg de ce miniștri îi schimbă odată în 6 luni. S-a început scandalul cu Rujuola și nu i-a plăcut societății că s-a făcut și acel ordin că să nu permită copiilor nevaccinați să intre la școală. Au ajuns la neplăcerea cetățenilor. Gata, pentru a spăla imaginea asta s-a luat. Vrut Ruxandra Glavan să facă atunci modificarea cu instituțiile medicale. Au ajuns la nemulțumirea societății. Suntem pe final, gata. Gata. O luat și o șties. Asta e o spălare de minți, dar până în final asta nu ne va duce la un rezultat, să spunem, eu nici nu spun pozitiv, dar să ne urnim de punctul ăsta care suntem de deci, zero și pierdem lucrători. Deci tot ce am discutat noi astăzi, că ar fi trebuit niște acțiuni concrete făcute, cine să le facă dacă oamenii se schimbă din 3 în 3 luni sau din 6 în 6 luni? Și nici nu vin din domeniul sănătății. Și nici nu vin din domeniul sănătății. De aceea strigătul rămâne același, este sistemul de medicină în criză. Haideți să facem ceva ca să nu mergem și mai departe. Vă mulțumesc. O seară frumoasă.